Doamne ajută un teaș. Am aici nu-i pe coclauri, am. Păi nu, nu-i pe coclauri, ce faceți? Aștept să ne așteptați de multă vreme. De multă vreme, așa ne așteptați. Nu chiar, deci. Văd că avem răbdare, mă, de la vârsta asta, orice caz, avem și un pic așa de răbdare. Haideți, haideți. Ceva asta mi-e de mănăcăjesc, că e de o grămadă. Vă tănăcăjeți eu sub după coclauri. Îmi pare bine. Cum sunteți, mătușa Florica? Așa, așa, așa. Mamă, avem mâine peste 2 ani, 50 de ani apoi. 50 de ani de căsătorie. Mm-hmm. Mulți înainte, mulți înainte. 73 am înțeles că aveți. Uh-huh. Și femeia? 66. 66. Ați luat-o mai tânără. Am bărbat, serios. Da. Cea am mult aproape nimic. Și copii câți aveți? Două fete. Uh-huh. Și doi nepoți. Da. Fetele fișori aduc, nu? Vorba bătrânilor. Cam așa ceva. Aduc și n-aduc. Da. Una să potrivea. Așa e. No, haideți să intrăm încolo să ne ducem. La, vadu-mă că îmbătrânescu, că dite te îngăduiesc cu ședintele și din mărțulele, Doamne, că aveți o gospodărie tare mare, văd că aveți și tractor aici. Ne-am de-a lungul vieții, oamenii tăi strâng, apoi nu știu cine, cineva rămâne. Casa o mai folosiți? Asta voiam să vă întreb. Chiar am avut să mă duc la casă. Serios? Da, chiar. Și noi v-am ținut din lucru, așa-i? Am un pic orice acceptat și eu. Cum îi am la 73 de ai să mai poate trage la casă? Știți ce vă spun? Nimeni nu mă forțează, n-am pe nimeni în spatele meu, deci eu sunt unul dintre cei care de vreau mă duc la lucru, de vreau nu mă duc la lucru. Da. Nu mă... Asta-i. Oare, putem mere, dăm o brază, ce ziceți dumneavoastră? Încerc, v-am prins. Nu mi-am bătut. N-ați bătut coasa? Că nu am bătut, dar... Da. De dat brază, îi dau. O brază tot ne dați și nouă, văd că aveți vișine pe aici. Avem de tăte, sănătate ne trebuie. Sănătate? Vai. Aha. Avem prune copte deja. Da. Văd că pe aici s-au mai făcut prunele, merele. Dacă mereți până din jos, vă uimește atâta prună câtă. Și asta tătă livada se ia dumnitale. 5 rânduri până... Dacă aveți ocazie chiar să vedeți ce... De unde e fădior de pălincă. Deci de aici din livada asta. Acum se ascute coasa, deci prima dată trebuie ascuțită coasa, nu? Bineînțeles. Atunci când vrem să ne apucăm de coset. Facem o glumă, exact ca și cu femeie. Așa, văd că vă măr mânurile. Ați cosit mult așa la viața noastră. Dacă vă pot spune că am făcut 60 de ani într-o zi în vremea colectivului, deci la fizicul meu. Dar am avut niște avantaje că pe partea dreaptă și pe partea stângă n-am avut de început. Și asta începutul face mult. Cu o coasă de 100, deci făceam brazde de 2,20. Și am muncă în mana. E mai ăsta, mai slăbdea de ordine. Da. Dar pe aici pânsat, să mai cosește manual? Că am observat, am în ultima vreme toată lumea cu motocosătoare. Și eu am tăiat scurile că de exemplu, acum, deci aici dau cu tocătorul, nu-i mai treabă la nimeni iarbă. Dar sunt locuri normale în care sunt neapărat, trebuie să dăm cu costă. Da, corect, astea mai pe costie, nu poți cu motocostare. Animale mai aveți? Da, am un mătrun câine atâta doar și vreo câteva găini, dar haideți aici dacă vreți să mâncați prune copte. S-au făcut și prunele. Deci atâta, vacă nu mai aveți. Deja și în localitate, dacă sunt cel puțin, să zicem, 10 animale și un singur căluț. S-au decimat, nu știu cum că decimat, e prea puțin spus. Tată, aici au fost pe timpul colectivizării, am avut cea mai mare medie de ingineri, am avut, ce să vă spun, șoferi, am fost câte 3-4 șoferi într-o casă. Și așa că
Te s-a uitat, Jupere, cum m-a aflat câte o drăguță picul, s-a dus cu drăguța și a rămas satul goluț. Am da, înțepe, parcă să-și mai revin. Asta văd că e numai o tavă. Am o asta aprieră. Aha. Mă că am jos partea aia de... Că nu mai am, că v-ați uitat, numai încă boc mai cosește cu camin. Da, 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 am văzut, exact, aha. Un cosaj bun pe aici, cam cât trebuie să cosească într-o zi? Am spus, eu am cosit într-o zi, de meteapuri, am cosit 60, dar bine, în jur la 40, 30 de pini. Da, 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 30-40 de ari. Da, am înțeles. Dar fără ăsta nici. Uh-huh. Am rămas și deasupra nebătută, că o să da, 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 trebuie să răbătută. Uh-huh. Da, cam la ce vreme ați învățat dumneavoastră să dați la cosă? Începând de la 7 ani deja mi s-a pus coasa mâna. De la 7 ani? De la 7 ani am venit pe jos la școală, vă dați seama, cam 2 km jumate. Uh-huh. Cu straița în spate și cu o săpucă mică atâta. Da, da, da. Chiar aproape de Valea Mării, îmi duc aminte o amintire așa puternică. Când am intrat să intru la școală, într-o gard, era numai de salcâm, un șarpe mic de aia țin minte și un pisoi de ăsta mai mic tăi să juca cu el. Și eu m-am temut de șarpe, mătușă, hai zic că iau, al mânca ăsta nici, de atâta ăsta ții minte. Deci perioada respectivă de când am început restul, uh-huh, discut la școală, păcat că și acum sunt călțată, uh-huh, discut la școală de aici, cam aproape 2 km mergem peste. Pe jos. Ne crăpa picioarele. Extraordinar. În perioada de toamnă și de asta, din cauza vântului, cu apa și cu asta. Uh-huh. Am înțeles. Și la degete, ascuțând cosa, de câte ori v-ați tăiat la început? Nu m-am tăiat, știți că nu? Deci, la... am așa o calitate, nu știu cum am de zis, că mă lau de unul singur. Deci la mine acasă, nu-mi pune nimeni clanța la ușă, nu-mi repară nimeni curentul, nu-mi repară nimeni cosa, nici generatorul, nici celelalte. Deci am niște ăsta care... Deci asta mă ajută mult ca să câștig și am reușit încă performanța să nu fumez. Uh-huh. Și asta normal ca să fac, pot trăi eu cu baba o grămadă de vreme pe treburile. Da, 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 deci de duhănit deloc. Am duhănit și 3 pachete pe ăsta și... 3 pachete pe zi? Da, și la un moment dat am avut asul, s-am fumat într-o seară de rebelion și a început să-mi crească ăsta. Din același moment, din 1999, n-am mai fumat. Da, da, da. Și cred că mi-au adus niște beneficii acum, că am ajuns la concluzie că de mai fumam, eram plecat de mult. Da, da, da. Da. Nu-s bune. Dar apropo de țigări, de tutun, mi-au cam minte pe satie mai de mult să semăna tutun. Da, aici s-a semănat? Nu. Nu? Nu, dar era pe apa semoștelic, deci pe zona aceea, deci erau uh-huh agățate pe margine crestului. Exact. Mai mergem și niște frunze așa dar mari. Dar noi ce facem? Noi facem din ăsta de flore sorului. Serios. Era unul care nu mai păcea țigări, 3-4 nu mai fumam, doamne. Da, da, da. Că eram copii, mergem cu vacii, de ce să zic. Da, da, da. Uh-huh. Da, păi cu paharul. Asta cred că a fost cu măsura. Știți ce vă spun? Am avut cel puțin ăsta cam 3 becii la viața mea. Restul, vă spun că am polincă suficientă, dar nu mă încântă. Deci, odată că mă face de râs, deci e una dintre lucrurile cele mai rușinoase. Da, și da, da. Când îl vezi pe al de multe ori și dacă am avut pălincă, eu niciodată n-am vândut pălincă cu 100 de grame să vină omul că mi-a fost rușine, că mai bine am dat de bani, du-te, cumpără-ți pălincă, numai pe mine mă lasă în pace. Da, 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 corect. Da. Da. Așa, și cu ce se ocupă un om la țară în perioada asta pe aici, pe în sat? Deci, a început asta, deci, acum a început cosa, deci săpatul mălaiului, deci, mai mult mecanic în perioada respectivă, privitul viei, uh-huh, că și eu am aproape 700 de vie la vie, deci am încă pe atâția pruni. Da, da, da. În altul loc, la vie, deci, și, da, asta deci e munca de zi, da, da, da. Deci, și cine are de cosât, trage la cosă în perioada asta.
S-a făcut și iarba. O, Doamne, că asta a fost și ploaie, da. Da, da, da. Numai să stai vremea să se poată usca diamul. Da. Dar apoi aici angia asta, ce fel de struguri ies? Amu, este niște struguri autohaneate, s-a dus din Austria. Uh-huh. Mi-au dus. Văd că tare fain s-o întinzi și apoi. Și mai în partea aia. Uh-huh. Și mai faină cu asta e într-adevăr altoi, dar partea cealaltă, tot altoi, da, mă, ăsta la altă e. Îți din ei albaștri? Aștept albi. Îs albi, da. Și pușc în gură momentul când ăsta, nu știu cum să vă spun, deci în termeni ce domnești. Să topesc în gură, nu? Da, ăștia la alța, mă. Da. Aștept au cantitate zahărină la final de ăsta, nu? Strugul ce o să vedeți imediat. Da. Și faceți și vin din ei. Faceți, da. Chiar că dacă aveți ocazie să beți un pahar de vin, o să vă dau un pahar de vin de anul trecut, practic, și încă nu și-o pierdu calitățile. Fără adaosuri, fără de da, nimic. Da, da, da. Deci făcut de dumneavoastră, fără tot felul de adaosuri. Da, mm-hmm. Și livada asta, dumneata cultiva, ai sămânat-o, tata, ai plantat-o. O singur prun am de la tata, rămas de la tata, restul, tot ce există aici e cu tot de mine. Uh-huh. Câți pruni ați pus în pământ de-a lungul vieță? Deci aici sunt 150, am mai scos 100, am reînnoit 120, deci ar fi 270, mai am la vie încă în 120, deci ori în jur la 500 am pus. Da. Uh-huh. Din care, deci, am recoltat aproape, cam de la 500, numai că pe parcurs am mai scos, că sunt din astea cu prune mărunte și i-am refăcut, dar numai cu prune de ale noastre, prune grasă. Da, am înțeles. Uh-huh. Da, uite, lucru mare în ziua de astăzi să mai vezi oameni trecuți de 60-70 de ani, și încă să își lucre pământul, încă să îngrijească grădina și livada. Am puieți. Ia, de exemplu, ăsta, primul prun e pus după, uh-huh. Îl iau cu, fac pe lângă el patru hârleți, îl pui în robă, fac locul potrivit și îl pui direct acolo și nu superă aproape deloc. Da. Deci iau puieți, ia mai jos acolo la al treilea prun, să văd acolo. Uh-huh. Deci pui de mie, dar nu super așa, nu spre deosebire de cei altoi. Am pus din aia ca să am și eu totul să nu. Dar aici te fac la prune anual, deci continuu. Da, am înțeles. Și mai nou, ne țin cu legători, nici scuturători, deci mai greu de scuturători. Aia este când am agitat un pic cu prunul, știți cum e covorul. Da, tate pică, să scuturăm. Asta mă ajută cel mai mult. Am înțeles. Uite așa, venind până livadă, măi țăpuriți, să zic așa, cam trebuie să le spunem oamenilor care ne urmăresc, că eu de fapt pentru asta am venit la dumneatale, pentru că dumneatale ești un adevărat rapsod popular al țării Oașului. De când am fost mic, deci avea tata livadă acolo de prun mai înalt, deci atunci era numai prune de este bistrițene și prune peneghei, cum le zicem noi, uh-huh. Dar erau atunci viermi. Da. Avem straița în ăsta, dar cântam și era perioada cecu. Eu simt Pavel din Banat, Pavelei, apoi dincolo erau altul, știi, și continua așa un duel între copii. Cât vă dădeați de-a întreșere. Da. Dar și de țipurită. De țipurită, că țipuritura e mai greu un pic. E un picuț mai greu. Da. Am învățat la școală, deci, cum să vă spun, am avut o profesoară în partea Oltenii, una și care am învățat niște cântece oltenești. Da. Mă prezentam la școală, cum era în activități școlare și... Uh-huh. Și cam de atunci ați învățat așa, să țipuriți. Da. Țipuritura un picuț mai târziu, dar totuși de cam de la clasa 5-a, 6-a, noi aiește, cotângane aiește mai mititei, ne băgam prin beciuri, prin unul, că vineau cei mari și ne furau fetele, că nu la aiește marile săreau ochii după fetele mai tinerele și ăsta, și apoi tăi ne fugăreau noi, ne băgam prin beciuri, prin pivnița, nu, cum era așa, și păceam câte un dans, da. Am început așa să țipuri, De sculță. Mi-aduc aminte că a fost acolo încă era un măr.
la George Fint din Odor. Era rădăcină de cernă, mă. Și la un moment dat a avut mama niște cizme de este cu de gumă. Dar încă era de alea sclipicioasă. Hai să-mi iau și eu cizme, să-i umeam cu ștăți de scul, numai un cizme, dar eu am avut piciorul că le mai mititele, stă cum am băgat 8 de alea în cizme, dar tătă mi-e așa, mi-e așa pașă la dans, că mă dubla cizma și da. Da, da, da. Totuși am fost o ricine cu cizme în picioare. Da, 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 corect, corect. Da. Da. Oare dacă v-aș provoca, iată, acum, aici în livadă, să ne țăpuriți o țăpuritură, așa cum țăpuriți dumneavoastră când viniți cu adevărat la cosit în livadă? Ne-ați țăpuri un picuț. Ca să înțeleagă, iată, și oamenii care ne urmăresc despre ce așa povestim. Da, păi, o zice una acum, că zic așa o strigită de asta care n-o de... Asta ni. Ia-i la 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 la, vădu-mă că-n bătrânescul, le-le-le-le-le-le-le-le, măi. Ia-le, le, le, măi, că din te tingă duiescul, le, 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 măi. Deci asta e să bretează cam la vârsta mea. Da, da, așa mai așezată. De ce țăpăruiește oșanul? Că, iată, țăpuritura se găsește doar aici, în țara Oașului. Eu vă spun. De ce s-o apucatoare oșanul să țăpurească? Deci el are aproape fiecare eveniment din viața lui normală. Își are țipuritura în loc. Deci, de exemplu, dacă l-ai bucurie, țipure, țiphor, țipurituri de acele de bucurie, dacă e la ăsta, și când a fost, că eram oricum mai sălbatici oricând, când era așa de ăsta de scandal, când erau la danță, mi-aduc aminte că zice unul, iată o părere mea, care pe unde îți putea, dar i-a aruncat cizmile din picioare, că era cizmile gole, dăde cu cizmile jos și de umăr și tai-o la pugă. Serios? Da, dar alții, deci, dacă era la veselie, la o stanie, deci fiecare își, era momentul ca atunci să te, cum să zic, să păstrezi momentul respectiv. Da, dar printre noi mai erau și de ăștia. Acum de un pic de vreme deci mai... Da, s-au mai domolit lucrurile. Deci abia așteaptă să se întâlnească, să mai stane. Dar zic că e destul de bine și de plăcut. Da, da, da. Înainte toți erau acasă. Dacă îl împingeai un pic, bă, dar tu nu vezi de treabă. Și eu am păzut de vreo câteva ori, nu? Am înțeles. La instrument muzical, la șeteră, nu ați învățat să cântați? Am învățat că am avut vreme. Deci asta a țipurii, deci o faci în orice moment. Deci dacă să faci celelalte. Am încercat la drâmbă, dar te mă contrazic cu nevasta. Păi tu ce zici acolo la drâmbă dacă nu ai și un ăsta aparat ca să-ți multiplice? Da, da. Să simte drâmba, știi? Exact, am exact. Am om pe acolo, da. Numai nu iasă cum trebuie. Nu s-aude deja. Dar țăpuritura văd că încă vă iasă. Aceea mi-a rămas singurul lucru care mi-a mai rămas și mie și nu știu câte zile. Nu? Dar zic așa că trebuie să mai trag, mai am, încă mai am de trăit încă multe. Absolut, deci, absolut, dar nu deci, trebuie să ne gândim la din așa. După în ce situație critică am fost, dar... Nu m-am lăsat nici de țipuritură, nici de astea la alte, la activități culturale, m-am dus și acum am fost invitat la muzeul în Negrește de doamna directoare, că n-am avut activități culturale. Da, da, da. Ăsta nu zic dacă vine zonă, nu mă mai duc, dar până la urmă, după amiază, tătă-i mea până acolo să văd măcar, da, da, da. Să le duc un pahar de ghin, că m-am scos mai mult ghin. Foarte bine. Ne ducem încolo către umbră, că da. Uite așa ne bate și soarele. Eu n-am bacă, eu am clop. Da, da, da. Ei, văd că pe aici, pe la țară, un om, dacă e un picuț gospodar, are ghetate și se descurcă cu orice. Ce? Și ăsta, vița asta, meri, încă în închidul o rotă. Ăla e al toi pe parte. Da, da, da. Frumoasă grădină aveți. Ce? Așa, ca la oameni gospodari. Da, păi, v-am spus că începând cu clădiri cu tea, cu nevastă mi-am făcut voios și am făcut asta. Da, da, da. Deci pe tătătăci. Da, tractorul dumneavoastră îl conduceți? Am dat cine, că n-am pe cine. Nu-i cine. Ce mai puteți? Am luat 70 de ai, 73.
Da, păi că nu mă împiedică cu nimic, deci mai bine decât să dau cosa. Am înțeles. Le-le-le-le-le-le, măi, George Berendi, măi, le-le-le-le-le-le, măi. La-la-la-la-la, măi, mă cunoșteți oamenii, măi, după gura mărițe, măi. Ce poți buri cu e, măi? Ia la 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 la, văd-mă că-mi bătrânescu, că dite-te îngăduiescu și dintele și din măsul ele, le 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 le, măi. Așa vi se șade de bine să țipuriți, de Doamne ferește. A, păi ăsta e învățătură de la mama și de la că tata nu a țipurit, dar mama oriunde a apucat de o țipurit. Da, da, da. Dar aici, în țara Oașului, de fapt, cine țipuresc? Bărbații sau femeile? Bărbații. Bărbații? La, deci, bărbații la orice evenimente. Sunt deosebi la danțul de ciupercă sau la danțul, că înainte se juca și sub pomăr, sub on. Asta în plină stradă, dar... Și femeile la nuntă. Uh-huh. Acolo, deci, se mai implicau și ele, dar nu însă, nu pe atât de mult ca în, cum e, în Terșolț, Bixad, acolo predominau. Deci, eu am rămas uimit, mă zic, atâte femeile astea s-au îmbătat, că așa era un duet între ele. Zic, mă, da, păi, astea nu. Uh-huh. Dar noi nu am fost, practic, am fost un pic în localitate, un pic mai... colată un picus asta, că am avut cea mai mare densitate de ingineri și de roperi, cum v-am spus mai înainte. Deci. Uh-huh. Restul ceilalți, că dacă stăm să analizăm și portul popular și toate astea, deci cu cât s-o e mai departe de orașul Negreștoaș, cu atâta se păstrează mai bine. Deci nu au predominat, nu a intrat asta domnie între ei așa de ușor ca și la noi. La noi de bine, de rău. Acum am făcut eu și s-o mai înțeles și preotul satului de ce a început ca să... Să mai miște să lucrurile mai... în comunitate. Dar nu fac, deci nu se duc exagerat, se duc cu cămăși de este de le reînuie spicele care le au. Aveam un costum care la ora actuală cred că nu există, în care inclusiv, cum mi-a spus Mihai, care a fost cu dialogul la distanță, cum îi spune, în perioada... De la TVR, da. Nu mi-au cam exact numele da, moderatorului. În perioada aceea s-a dansat cu costumul respectiv. Deci, în asta, la mână, într-o coleană, nu l-am dat dintre toate piesele singură care nu am dat. Da, am înțeles. Da. Să mai ține tradiția cu adevărat aici, în țara Oașului? Început, să mă revină. Da, sunt localități mai asta, dar nu a început, dar au început pe vechi. Da, deci da. Nu cu pole de ale sofisticate. Uh-huh. Asta voiam să vă întreb, că acum dumneavoastră în calitate de rapsod popular și cred că îmi permit să spun lucrul ăsta, că sunteți cu adevărat un rapsod popular și un tezaur uman viu, cu toate că nu aveți o hârtie în mână, cred că nu certifică faptul că... Luminator a satelor. Da, exact, da. Mi-a povestit domnul director că vor mânați și premiul de iluminator al satului. Cum vedeți, cel puțin în momentul de față, că se promovează tradiția românească, cel puțin de aici, din țara Oașului? Eu, știți cum e? Deci, de obicei, noi aici, deci de vârsta a treia și pe la jumate vârsta, aici încep să mai construiască, să încropească niște costume de genul și, cum vă spun, aproape toate dansurile câte le-am făcut eu. Eu am plătit terasul, eu am plătit toate astea înainte ca să scoată cât de cât un picuț. La lumină, da. Și ciuperca, așa cum am fost și am făcut curat cu ea, deci ciuperca cam cu încă cineva. Deci, da, păi zic așa, dacă o trăi, oi mai... Stanii, deci încerc și acum, deci acum urmează ca să, chiar am vorbit cu constructorul care face așezământul cultural, pe când gata, ca să mă pot gândi și eu să invit. Am și ori câți prieteni de ăștia pe perioada respectivă, ca să nu him noi singurii acolo. Da. Și azi că să invităm cât de cât, o, două ore de boce și de astea, că am avut vreo 300 de persoane când am făcut ultimul dans acolo, vreo 300 de persoane au fost. Le-am mulțumit. Da, care au vrut, o mai adus câte o lat de ber, restul pe linca am eu, că îi îmbăt
Domnul Iubire. Da, numai să se adune, așa-i? Da. Am avut noroc atunci că a fost inclusiv din patru țări a fost. Uh-huh. Deci încă n-am jucat cu una, că Ilea a venit cu ele. Da, da, da. Am pus pe ăsta niște dans la prilog și bă, mă privește pe mine. Băi, de mine că au venit într-o zi pe acolo, că se caute de ăștia fluierașa. Da, 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 am înțeles. Uh-huh. Dar muzicanți pe aici mai sunt, mă refer la șechiraș. Da, noi s-o termina cu ei. Am uh-huh. avut Ion Lichi, la ala i-am și făcut deci, portretul, deci în asta, pe ciupercă acolo, a fost Marcovei, a plecat în lumea dreptelor, a fost Talpos, a plecat în lumea dreptelor, a fost Bonce, a plecat, deci nu a mai rămas absolut. Da, da, da. Deci s-a prăpădit, cum se spune. Uh-huh. Deci, da, da, da. La ăsta Ion Lichi era de-a nostru. N-am avut pe domnul Ion Chioran, care... Nu știu dacă știți despre el, care a pus note, adică dansul pe note, deci Ion Chioran, un oaș. Deci da, 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 am înțeles. Am fost chiar la mormântarea lui și i-am făcut și niște strofe. Că nu e acasă, nu-i și nu-i. Păi nu-i acasă, nu-i și nu-i, Ionul Chioranului, Ionul Chioranului, că s-a dus în lume lui, că s-a dus în lume lui. Lodu-ți prietenii și pruncii, Lodu-ți prietenii și pruncii, Culo sus în dealul crucii, Culo dus în dealul crucii, Nu l-o dus cu cetere, nu l-o dus cu cetere, că l-o dus în scândure, că l-o dus în scândure. Când oronil strejuiesc, Goronil străjuiesc și pe tine îl jălesc, și pe tine îl jălesc. Îl jălesc cu drag și dor, îl jălesc cu drag și dor. Așteptându-și rândul lor. Este un fel de bullshit, așa-i? Deci, da, din partea noastră, în zona noastră, nu se întâmpla, din partea bărbaților, dar totuși eu am vrut ca să scot ceva, deci pentru dumnealui, că, na, am jucat și eu la țeatera lui cândva. Deci, practic, a fost un fel de boșet pentru un muzicant de aici, da, pentru da, un șeteraș. Da, da, da. Da, deci, da, da. Dacă dați în asta nici și căutați pe un Chioranuș, deci are imprimate vreo 150 ceva de ăsta, nici de ce. Asta și chiar că am pe un telefon cu câtă dragoste și cu câtă la o festival, la o nuntă, dacă vedeți, ăsta nici. Cât patos cânta, da. Așa-i? Dansa și el cu ei și ăsta, da, da, da. Era o plăcere, deci da, nu era de vârsta noastră, era mai vârstă, a murit la, că am pus la mormântare, eu, Vasile Mic, pictorul și scriitor, am pus ăsta, Ion Nistor, a fost, cum să vă spun, Zelea, Petre Zelea, de da, da, da. Da, și copiii lui. Da. Am înțeles. Astăzi ați ales ca să ne așteptați într-un costum tradițional oșenesc. Din întâmplare a fost? Da. Să știți că astăzi mi-am făcut și brăcinarul la gaci, astăzi mi-am găsit și chimesul, că am celelalte chimesi, dar da, da. Chimesi de sărbătoare, deci astea au fost niște chimesi de purtăreață, cum zicem. De purtăreață, da, da, da. Și
Am zis că nu-i bine că ăsta ni că tot se porc. Deci mai bine așa, că dacă te duci la casă, mai ăsta ni. Da, da, da. Deci sunt între ele, deci și cam de genul și perioada respectivă de când am înțeles. Costumul ăsta pe care l-aveți pe dumneavoastră, de câtă vreme l-aveți? Nu de mult. Nu de mult? Nu de mult. Deci, practic, am un coleg de suferință care ăsta, măi, George, mă, zice tu... Da, te ocup cu treburi de genul ăsta. Mă, decât să piardă undeva, mă, și iar-mă la tine, mă. Și vi l-a dat cadou, în dar. Vi l-a dat cadou, uh-huh. Așa. Dar mă duc aproape săptămânal la el, că el încă mai are încă niște probleme mai mari decât ale da, mele da, la da. Ora actuală. Și ne mai completăm, mai... Da, da, da. Uh-huh. Ce simțiți atunci când îmbrăcați costumul țărănesc? Domnul meu, eu vă spun drept așa, nu știu cum, dacă nu am cuvinte să descriu și cât mă bucur când văd pe cineva, deci mă irită când mă uit la pe ăsta, pe Facebook și pe genul, bă, voi așa, măi omule, când te îmbrăci într-o haină populară și ăsta te distinge cu totul, deci te și distinge ca și locul de unde ești născut. Da. Pentru că portul românesc ca atare aproape se depinește pe și inclusiv în zona Maramureșului, dar și la noi, deci noi de care suntem un ugoce, normal putem pălăriile de păr, partea asta la altă parte pălării de paie, dar în Maramureș și mai deosebit, în funcție de zadie, de rochie, de cămeș, de ce altul cu galbina, ăsta, dar și la noi, deci, dar pentru mine e totul, deci. Ce să zic? Ui tot. Eu, era o vorbă, ce că iau un șapcă și ciucur și mă bag între un gură, deci, dar portul popular românesc a fost aproape țesut din asta, din material de care exista la îndemâna țăranului. Da, da, da. Respectivă. Și au fost lucrate cu multă muncă și migală. Arăt un costum lucrat cu migală, deci din, cred că costumul are ca măzură. Deci mai mult, cred că are în jur la 100 de ani, deci dacă o să-l jucat în vremea lui, iacă al lui Mihai Stanin, deci vă dați seama că o fost de mult. Păi de multă vreme, da, da, da. Am așa unul ăsta că din cauza medicamentelor îmi vine. Da, da, da. Domnul Berenghe, sunteți mândru că sunteți român? Vai de mine, dar de ce nu? Deci eu, ca tare că sunt român, deci... Nu pot să-mi descriu, adică mândrie mea ca tare. Nu am nimic cu nimic absolut. Am fost și eu până Germania, am fost prin Austria, am fost prin Italia, am fost peste tot, dar am respectat regulile lor, m-am dus la biserică, m-am dus și m-am în Ungaria, am fost la noi, deci m-am dus, m-am rugat și eu, deci alături de ei, poate n-aș știu eu să mă rog, dar zic, mă, de moment ce sunt într-un loc în ăsta, să rog înseamnă că nu spune ceva rău. Și, deci n-am niciodată, am prieteni, credeți-mă, de tătineam, dar n-am avut așa, când eram la fotbal, că am fost oricând și secretar la o asociație sportivă da, da. De fotbal, atunci ne mai tachinam, dar nu cu bătăi cu ăsta, numai că na, erau de-a lor mai ăsta, ni mai prieteni de ăștia care... Am înțeles. Cum ar trebui, domnul Berenghe, ca să ne manifestăm mândria asta de român? Eu cred că dumneatale cel mai mare manifest îl faci atunci când iată aici pe grădină, deci, Țăpurești. Am aici, deci odată prin grădină, prin portul popular, prin, de multe ori prin felul de a vorbi, prin manifestările care le fac prin portul popular și ăsta niște țipuritura, că asta în fel de, intră undeva ca un fel la dansul poprănuie, deci aia este manifestarea mea, știți că am pus că soția nu-i o șancă, deci e un amestec așa, și am pus și pe ea să-ți facă hăinicele și vine și ea, deci odată i-am agitat și pe celălalt și am făcut dansuri, deci da, da, da. Am avut că a fost prima manifestare publică făcut, oarecum e de o denumită, pe vremea lui Ceaușescu, a fost la noi întâlnire cu fiii satului. Da, da, da. Deci nu mai fost nicăieri acolo, atunci am avut dansuri de tete, ai de mine și de tete. A fost vremuri faine. Apoi am participat la pe UNESCO, apoi am fost prin asta în Ucraina, am fost prin localități.
Păi, îmi plăcea, deci, cu ăsta tot ce să este românesc. Mi-aduc aminte când a venit Sofia Vicovianca, lucram în Sighet, din Sighet am venit, că prezentat în Negrești, din Negrești am venit și m-am dus în satul mare, atât am fost de dragă. Deci, când a venit aici, grupul era Țara Oașului, s-a fost mutat în satul mare, prima dată a fost în Astanis, după aceea a fost... Păi dacă vine pe aici, cât a fost un rondiu și casă, mă, stați, mă, să vă dau un par de gin, să vă dau un par de pălincă, mă, din cât am eu, din tână casă. Da, eu, da. Din... Așa, v-a fost dragă viața, așa-i? Da, și acum, deci mi-o plăs, și acum, deci, cum să zic, deci, dacă nu mi-era dragă, eram plecat de moartă. Și dacă nu-mi plăcea să lucru. Da. Da. Deci lucru, deci că mi-a zis doctorul, stai liniște, nu lucra. Cred că mi-a zis, dar eu atunci, deci în subconștientul meu, am văzut că lucrând am pierdut din ce ăsta nici și mă trezeam seara. Bă, dar iară-i nouă seara. No. Da, da. Și apoi nouă seara, vine un meci, trece meciul, uh-huh. Îmi place și asta sportul. Sportul, da, da, da. Și apoi după meci începe ăsta și... Iau trecut, adormeam, mă sculam iar. Tu ce faci, mă, asta din ăsta? Da, păi, mă, că trebuie să merim acolo. No, merim, mă, și ia că te trece, de-aia mers. Da, da, da. Iată că lucru v-a și ținut în viață. Păi, nu mai. Înainte am avut așa, deci am fost un pic mai rebel, un pic. Și până nu mă însura, deci... Și că am zis în pleiul următor, tot am văzut pe câte unul, că o călăcacă ăsta, animal, zic, nu fac nimic, dar în viață, cine știe, mi-o ia pe orice femeie de asta care eu-i faie ăsta. Credeți-mă, am făcut voi oggi de acolo în grădină și ne-am făcut ăsta cu el și n-am o problemă, am rădicat ca asta. Pistitat, am fost alături de, dar și alături de mine. Deci, da, da, da. Așa. 50 de ani, iată, povesteam atunci mâine, la început, mâine, azi mâine, 50 de ani de căsătorie, s-o grămadă, s-o grămadă. Și atunci când vorbim de căsătorii din astea, de 50 de ani, acolo cred că e vorba despre dragoste multă și înțelegere și îngăduință. Că altfel nu cred că s-ar putea. Posto și în zile de este mai pompoase, că ne-am rățuit un la altul. Da, da, da. Da, cum a zis și ăla, de multe ori nu ne-a ajuns la Sfințitul Soarele și ne-am asta, mă, păi, dar nu din asta nim, din neputință sau de multe ori nu ne înțelegem că, deci, am un niște înțelesuri la o distanță care tu, Adam, exact cum zice, Adam, sapa și eu înțeles capra, eu dau un exemplu. Da, da, da. Păi, văd da, tu, omul, și eu de obicei, când lucru, că mă pricep, că spun de așa cât de cât aproape tot, că școlile profesionale care au fost înainte, să știți că mi-au învățat orice. Da, da, da. Și atunci nu apelez, rar lucru care apelez, am la mașinile care sunt mai noi, mă bag. Da, 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 sunt mai complicat. Arestul, un pic. Nu mă bag, pentru că vine cu calculatorul, spune calculul, eu pe poți uita atâtea ziua și... Da, da, da. Am înțeles. Tare drag mi-a fost astăzi să stăm așa un picuț în povești și aș vrea să vă mai întreb un lucru. Amu, trăgând așa o linie la viața asta de 73 de ani până amu și să dai Dumnezeu să mai șie până către 100 de ani, cu ce v-ați ales la viața asta? A satisfacție că am doi copii, doi nepoți, că mă simt sănătos, mai ales în perioada asta. Ce am realizat? La mine se vede ce am realizat. Că sunteți mulțumit de ce așa ați realizat până acum? Păi din toată grădina asta, dacă îți vede, un singur pom de la tata. Și restul tăți îți puși de dumneatale? Tot. Plus că nu, am, cum am zis, am la vie încă în o căsuță acolo și ăsta în indici. N-am așa regrete și ăsta nică, sau motive ca să nu trăiesc de aia, deci orecum parcă mă împuțonează un picuț gestul ăsta. Da, da, da. Nu e ușor, deci de multe ori dacă nu, deci Doamne fer să zile Dumnezeu minte, că dacă atunci poți să fie... Atunci e mai greu, da, da, da. Da. Corect. Oare le facem o făgăduință oamenilor care ne urmăresc că ne-o mai vedea anul ăsta sau poate la anul în primăvară? Eu zic în perioada. Ne-o mai primiți pe la dumneavoastră la dacă mai trece? La orice oră, zi, noapte, deci la mine ar trebui să spui, dar nu-i încuietor.
Am înțeles. Nu, am. Atunci când mai trecem pe aici, pe zonă, să știți că o să mai bat la ușa dumneitale, măcar să vă dau bună ziua. Da, chiar m-aș bucura, știți că... Ia, și ăsta da. Deci, cum v-am spus, la mine nu pot spectacole este genul ăsta să nu știu. Deci eu, de exemplu, dacă mă duc, că am fost invitat acum la asta, eu îmi duc ieguța mea de părincă, una, două sau de din, da, dacă da. Mă duc acolo, sau când am avut în cadrul alte festivități, dacă s-o făcut cea unul, eu am făcut cea unul meu pentru să-mi poți invita prietenii mei, de să nu zic, bă, hai mă și mănâncă și tu, dar nu e al meu. Aici da. E al meu și pot să te servesc. Dacă e de la celălalt, mai ia și de acolo. Și ați, uite așa, ați împărțit la toată lumea care a venit pe lângă dumneata. Cheltuit am fost-o. Da, da, 30 da. De milioane, mai mult ăsta. Deci, da, nu mi-o părut. Da, deci da. Am avut o satisfacție. Băi, bă, zic, când mi-a venit atât, băi, n-am crezut eu să, băi, prima dată m-am năcăjit, au venit ceterașul. Băi, dacă nu a fost, numai o 5 perechi. Ei, minte, n-a fost început. Tăi, în funcție de cât suntem, am fost cu da, da. 300. Nu. Oi, 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 unde-i să umplut? Nu, nu juca tăți, dar măcar, că trebuie și spectator. Că, corect. Ca și când a fost pe vreme, când juca noi, apoi erau femeile pe margini, deci pe lângă ciupercă, că am avut și ciupercă și atunci. Uh-huh. Apoi ale era sfatul. Da, da, da. Ai văzut ce scoce la... Nu. Eu am n-am înțeles. Putut să mă sorosat, că... Deci am pus cum mai tichirghiu așa o zice la viața mea am și înțeles. De acolo am rămas cu niște, nu traume, că nu a fost traumă, deci a, da, dacă mi-a sclipt eu odată ochii și m-am întâlnit odată numai cu ploarea mea și ia că atâta și vă dați seama că am avut o casă cu paie, eu au buc 5 frunci, noi am pus 4 frați. Și odinit din mamă, cum odinit tu, ia zic, dacă vrei, hai până la mine acasă, văzut casa cu baia, atâta am avantajul, că eu ultimul în casă. Și da, da, da. Bă, eu am plăcut, nu știu ce, am plăcut o nuntă, a fost 3 nunți la noi în sat, deși nu ăsta, am fost fără de ăsta, ne-am ales cu un set de linguri și purculiță, nu știu, cu zbănuți, mi-o dat să o crompurcel și o ghițelucă și atâta ne-a fost avere. Și uite așa, cu asta ați plecat în viață. Atâta. Da, da, da. Vreau să-i mulțumesc tare mult domnului director de la Centrul de Cultură din Satul Mare minunat, pentru faptul că astăzi m-a adus aici minunat, la dumneavoastră să vă cunosc. Și închin mâna către dumneatale și vă mulțumesc încă o dată din suflet și nu vreau să ne despărțim fără să nu vă uitați, iată, către camera de luat vederi și să le transmiteți așa un mesaj oamenilor care ne-au urmărit, iată, o stat aproape un șas și ne-au urmărit pe internet și pe postul de televiziune tradițional. Știți ce vă spun? Eu din tot ce am parcurs deci în viața mea, să știți că nimic și nimic nu mai am o casă hătate. Îi doresc sănătate multă. Sănătate multă. Banii, așa să dai Dumnezeu. Ușare, și să ne revedem cu bine. Doamne. Și mult spor pe aici, pe grădină. Și, Doamne, îți mulțumim că, iată, am avut parte de nucă ăsta care ne-a ținut un picuț de umbră. Că atât a fost astăzi atât de cald. Atât am făcut eu ăsta, Nica, uh-huh. Să mă mai liniștesc eu câteodată aici. Da, da, da. A fost o răcoare aici, sub nucă ăsta, de Doamne ferește. Mare mulțumire încă o dată. Și spor la cosă. Iată, grădina e destul de mărișoară și trebuie cosit. No, că mai ăsta, mai apelez și eu la câte unul, dacă din de... Deci, fiecare avem nevoie de fiecare. Corect. Câteodată. Deci că vine unul, mă, zice, nu e suficient să rămâi cu tractorul în pană, mă, tu știi ceva, știu, mă, hai, bă, că te rezolv, sau ți defect o mașină, mă duc și eu fac, că, bă, cu ce mă răspăte, că nu-mi trebuie bani. Da, da, da. Iată, dumneata, ai fost omul care ai știut să leși loc de bună ziua peste tăt. Și ăsta e lucru mare în ziua de astăzi și tot mai puțini oameni parcă afli așa. Știi ce vă spun, dacă ar fi, deci, oamenii tăți ca mine, de multe ori, sunt tineri din ăștia care, deci, prin felul meu de agonisi, deci ăsta, îi spun, mă, deci ce face ala, că totuși face ceva, că o făcut ceva da, da. Din ăsta. Eu le-am spus la fiecare, măi, singurul lucru nu fumați, că pe banii țigărilor puteți să trăiți. Și pe deasupra ne-am spus că de fiecare dată, cel puțin în urmă cu 20 de ani, mă, dacă nu fumezi, cu banii dintr-o an de zile îți faci casa în roșu. Da, deci da. Vorbesc de bloc ceramic și celelalte. Uh-huh. Și atunci îți spun, și am exemple care m-au urmat din sfatul pe care le-am dat.
Da, da. Așa e, Doamne ajută și multă sănătate, domnul Berenghe, să ne vedem cu bine. Doamne. Încă o dată, mare mulțumire, domnul Berenghe, și să dai Dumnezeu să ne vedem cu bine. Sănătate. Numai bine.